Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Băi, fraților, avem un episod mai special pentru că a venit un nou update și haideți să vedem despre ce este vorba. Ok, rejoice, magic items have arrived. Bun, se pare că... here you can find all of magic items. Use them to upgrade your cards and more. Let's get you started with some wild cards. Try using them. Bun. Hai să vedem despre ce e vorba. Avem aici 25 de common wild cards. Și putem avea maxim 5.000. Use wild cards to add upgrade progress to any card. Bun, deci practic, am înțeles. Practic, ai o carte, cum avem noi, de exemplu, acest Fire Spirit, Electro Spirit, care e la progres, să zicem, 2000 din 5000 și poți să-i adaugi 25 de bucăți sau câte reușești să ai. La fel se întâmplă și cu cele rare, la fel și cu epicele, la fel și cu legendarele. Bun. Book of Cards. The Book of Cards instantly adds the cards required for an upgrade level. Bun. Asta, spre deosebire de alea simple, cartea ți adaugă toate cărțile necesare până la următorul upgrade. Deci nu ți adaugă 25 cum e aici, îți adaugă, în cazul nostru, cum aveam 2000 din 5000, îți adaugă 3000 sau cât ai nevoie până ajunge la 5000 din 5000. Ok. Bun. Mai avem asta cu gold-ul, care îți face upgrade la... îți face upgrade-ul fără să plătești gold-ul la următorul nivel. Și mai avem acest key chest, sau chest key, cu care poți să deschizi instant o... un chest. Bun. Hai să vedem ce mai avem. Avem aici acum tower skin-urile. Au o pagină dedicată. Da, noi din păcate avem doar două... mă rog, trei cu cel default. Tower skin-uri. Pentru că n-am cumpărat pasul niciodată. Avem aici emote-urile. Da, nimic schimbat. Doar... partea asta de sus și cărțile, la fel ca înainte, avem 5 decuri, au mutat elixir costul deasupra în stânga, aceleași opțiuni de copy-paste, share și creare de link. Bun, și astea sunt cărțile. Ok, collect your free upgrade. Și avem aici un free reward, care ne dă un epic card și un magic coin. Bun. Și restul pot fi cumpărate pentru o grămadă de gold. Avem foarte multe oferte în shop cu gemuri sau cu bani, dar din fericire noi stăm destul de bine cu cărțile, suntem aproape maxați cu toate. Da, deci cum spuneam, asta ți adaugă până la următorul upgrade și asta îți dă coins. Da, am putea să facem, practic câștigăm 100.000. Asta e echivalentul a 100.000 de gold. Mai mult nu poți să... adică ăsta e maximul pe care poți să-l plătești. Bun. Hai să deschidem chest-ul. Și haideți să jucăm în Coliseum. Vedem că momentan este ocupat de cineva care joacă acolo. A început și un nou turnament, un nou challenge, Elixir Capture. Și today normal game mode, totally normal game mode. În care vom putea câștiga chei pentru deblocare de chesturi și acele carduri, wild carduri.
și ăsta va începe începând cu sezonul următor. Oh, dar în challenge-ul de astăzi putem câștiga cheițe. Bun. Dar sincer, aș vrea să jucăm la turnament în Colosseum. Hai să vedem cât mai are cu echipierul nostru. Da, mai are nevoie de o victorie. Și probabil va reuși, pentru că are un avantaj destul de bunicel. N-are suficient elixir să pună golemul. Da, dă acolo un lining, excelent, a jucat. În continuare are un avantaj de aproape 1000 de hit points. A lovește acolo din plin Mega Knight-ul. Da, și a mai rămas un singur minut de joc. A redus destul de mult din diferență. S-ar putea să piardă. S-ar putea să piardă. Trebuie să trimite neapărat golem în față. Dar bănuiesc că nu are suficient elixir. Îl trimite acum. Ok, se duce bine golemul acolo. Trimite și prințul. Ei, a dat acolo lining-ul. Da, așa ar trebui să câștige. Da, un zep sau probabil va ajunge prințul și obține victoria. Ne aduce fame-uri. Și hai să dăm drumul și noi la primul match. Primul duel. Bun, ne luăm deck-ul clasic. Da, vedem că am schimbat și bara de jos. Arată diferit. Sunt Knight acolo. Trebuie Valkyria din spate. Da, și încercăm să fim chipzuiți cu elixirul. Am dat acolo racheta cam ostisitoare pentru... Neros. Da, scăpăm de... Să pun mini PK-ul. Cred că un hit e suficient să-i scoată Knight-ul. Să-i scoată Giant-ul. Aici arcașele. Da, și reușim fără damage de la... Să scăpăm fără damage de la Baby Dagon. Da, avem un mic avantaj, 1000 de hit points. Și vom trage un pic de timp. Scăpăm de Baby Dragon. Și era bun un Neros acum. Da, vom pune Valkyria. Ne păstrăm avantajul. Trimitem Hog-ul. Să punem mini pack pe... Da, scăpăm... Acum acolo de muschetiră.
avem și un Eros, da, și primul meci cred că este adjudecat către noi. Totuși trebuie să rămânem în apărare, că nu știm ce se poate întâmpla. Să facem aici da, și mai sunt 3 secunde din acest meci. Avem prima victorie din Colosseum. Și hai să vedem. Sperăm că nu are un deck, că nu și-a lăsat deck-urile bune la final. Și că îl vom învinge din meciul 2. Să începem cu Baby Dragon. Oh, din nou level 11. S-ar putea să fie șansa noastră. Zephis. Avut Valkyra acolo. Fără în sub. Dar reușim să ne luăm damage mai mult decât el. Dar pregătim Golemul. Hai să dăm cu Pandita și Gavin. Să pun Baby Dragon-ul și vom da din nou pe aer cu Flying Machine. Scoatem acolo. Wizard-ul. A, și vreau să trimit în Golemul, dar n-avem încă suficient elixir. Bun, trimit în Golemul. Da, a pus atacul departe. Nu știu dacă va ajunge pe tur cu... și Baby Dragon-ul. Aș da și un Fireball pe acel Electro, prindem și Valkyra. Nu prindem. Era bine dacă o prindem. Am fi reușit câteva hit-uri în plus. Uite, mă. Suntem Baby Dragon-ul. Suntem deci Flying Machine-ul. Dar Goblin-ul aici. Mai dăm un Fireball. Da, și meciul e foarte strâns. Scat aici un pic cu... Da, mă așteptam să dea poison-ul. Și pierdem al doilea meci. Trebuie să fim foarte concentrați pe la ultimul meci. Dar n-am emoții. Avem deck-ul cu balon și cred eu că îl vom învinge. Da, trimitem Lumberjack-ul. Trimitem balonul plus minions. Dăm aici un zap. Nu ajunge din păcate pe turn balonul, dar reușim să-i dăm destul de mult, mult damage. Păi muschetira. Și reușim să-i scoatem Flying Machine-ul din două hituri. Un Goblin Cage-ul aici. Vom pune în F.
guvernă taurul și vom da și un Hell Spirit ca să nu ne luăm pușul direct pe Inferno. Stăm binișor momentan. Trebuie să ne strâng calmul. Ne luăm acolo damage destul de urât și vom trimite balonul. Trimitem balonul, trimitem și el spiritul. Da, din păcate nu reușim să pierdem al doilea meci. Nu cred că mai avem suficient timp. Uite și un Hell Spirit aici. Da, nu reușim să ne apropiem deloc de turnul lui. Și pierdem, din păcate, meciul de Colosseum. Ar fi fost bine să luăm acel gold și fame-urile. Dar, din păcate, nu reușim. Sperăm că în următoarele zile vom reuși. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.